Și relaționarea cu pacientul. De această comunicare este foarte importantă. Știți că de multe ori am avut situații în care am lucrat cu pacienți cu boli grave neurochirurgicale. Da. Discuția cu pacientul contează enorm de mult, enorm. Și pentru tine și pentru pacient. Și te formezi. 17 ani am făcut numai neurochirurgie pediatrică. Trebuia să vorbești cu pacientul acela mititel, trebuia să te joci cu el, iar după aceea discuția cu părinții trebuia să fie cât mai blândă posibil. Cum să-i spui unei familii că copilașul dumneavoastră are tumoră cerebrală? O apăsare totală și atunci începi, știți că are o boală, dacă se poate opera și această boală, e puțin mai gravă, dar e pe creier, dar trebuie și... Cuvântul tumoră nu trebuia să iasă de pe buzele mele, niciodată. Și nu mai spun cuvântul cancer, care nu trebuie să existe. Folosim neoplazii, folosim alte elemente maligne sau alte lucruri, pentru ca să nu... Impactul verbal este colosal. Iar indiferent cu o virgulă, putem rezolva. O virgulă, există o speranță, este încă o virgulă, găsim o soluție. Niciodată nu predăm totul, nu există. Să predai. Domnule profesor, blândețea unui doctor se deprinde? Sau... Nu se învață. Nu se învață. Ba, da, se învață. Se învață, ziceți. Se învață. E sigur învață, că dar recunosc că am avut această. Vor toți doctorii să învețe blândețea? Nu știu acest cuvânt. Nu toți vor să-l învețe. Foarte mulți sunt foarte duri. Cred că această duritate îți mărește piedestalul. Nu. Scade piedestalul. Că omul te vrea om. Te vrea la nivel cât mai aproape de el. Și nu știe cum să facă să... Să apropie de... Mi-a operat mama, mi-a operat soacra. Cum să-l invit să vadă nu știu ce, să vadă, să zicem, o zonă plăcută unde eu am un eleșteu, să zicem, și așa. Da. Nu știu cum să mă apropii și să mai discut și alte lucruri cu doctorul. Pentru că a doua, poate mai am nevoie și altă dată. Deci contează foarte mult câteodată apropierea cuvântului. Câteodată simțim pe doctor ca făcând parte din familia noastră. Din familie și există. Da. Am și familii care faceți parte din familia noastră. Eu sunt foarte mândru când aud așa Minunat. Ceva. Da. Le spun, mă scuzați, eu sunt din familia din medici. Familia din medici, da. Așa este. Bun. Deci este apropiat. Nu se supără nimeni pe lumea aceasta și nicio lege nu este împotriva apropierii dintre doctor și pacient. Iar pacientul trebuie să câștige încredere pentru orice fel de boală. Mă refer la o simplă gripă, când primești telefon și niște întrebări foarte simple, până la cine știe ce afecțiune complicată. Iar aceste operații care se fac pe creier trebuie să câștigi încrederea pacientului, să-i explici. Încă o dată, am fost șocat odată în Germania când un prieten de-a meu la Marburg îi explica pacientului și în germană. Și explica și multe ori pe ceas, zic că vorbește de aproape o oră. Da? Aproape o oră. A vorbit, făcea pauze și a vorbit. Și după aia mi-a spus, e pacient privat, trebuie să vorbesc cu el. Am stat o oră ca să spună tot, l-am și rugat să noteze, am notat și eu. Mai are întrebări, trebuie să răspund. Da. Dar îți câștigi încrederea. Că în spatele unui pacient e o familie, în spatele familiei poate mai sunt 10 familii care după aceea, dacă câștigă încredere și obține un rezultat care și l-a dorit familia, nu mă refer numai decât la chirurgie, atunci toate și alte 10 familii vin. Și de ce să nu recunoaștem? Crește piedestalul domnului doctor. Și noi toți, și dumneavoastră și eu, dorim ca în această țară să avem doctor bun, absolut, doctor proști. Da. Și am avut doctor foarte bun. E adevărat. Și avem. Și avem doctor bun.